Fie că vorbim de copii adulți sau bătrâni, pentru fiecare va exista un grafic cu servicii medicale și evaluări de prevenție. La copiii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani va fi obligatorie monitorizarea kilogramelor și evaluarea dezvoltării pubertare. De la 12 ani, adolescenții vor fi consultați pentru depistarea depresiei. În plus, se vor face analize pentru descoperirea eventualelor infecții cu transmitere sexuală. Un grafic clar al consultațiilor curative va fi și pentru adulți. Periodic va fi efectuată evaluarea cardiovasculară. Va fi verificat colesterolul, nivelul glicemiei și tensiunea arterială. Medicul va trimite femeile la analize pentru depistarea cancerului de col uterin, de sân și colorectal. Sunt înspăimântați pacienții care vin și ne întreabă că nu vor mai avea acces la noi, că vor trebui să plătească taxe uluitoare. Rămâne un segment de medicină de prevenție, care în cadrul căruia fiecare cetățean ajunge la un interval stabilit de timp pentru un consult de rutină, respectiv un examen de bilanță, așa zis, pentru tineri mai rar, la 1-3 ani, pentru vârstnici anual, și rămân consultațiile propriu-zise pentru afecțiuni, pentru afecțiunile cronice, la un interval stabilit de 3-4 luni. Reprezentanții unităților medicale se tem însă că unitățile de primiri urgențe vor fi tot mai aglomerate odată cu introducerea modificărilor. Datorită faptului că va limita mai mult numărul de servicii medicale la care poate apela un asigurat în medicina primară și în ambulatoriu sau în spitalizare, număr de 3, de 4 de, și așa mai departe, sigur că ei vor fi tentați foarte mult să vină tot la unitatea de primiri urgență și să forțeze aceste consulturi și aceste investigații pentru a nu sta la programare poate peste 2-3 luni. De la 1 aprilie, când trebuie să intre în vigoare pachetul de servicii medicale de bază, medicul de familie va deveni principala verigă în relația pacientului cu sistemul sanitar.